Slăviți să fie Domnul! Vă rog respectuos să vă ridicați în picioare și dumneavoastră spre a citi câteva versete din Sfânta Scriptură și anume din Cartea Prorocului Isaia, capitolul 7. Vom începe citirea cu versetul 1, pagina în Biblie 687. Isaia 7 cu 1. S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că rețin împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copace din pădure când bate vântul. Atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Ariașub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului. Și spune, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciune care fumigă, din pricina mâniei lui Rețin și Asiriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic, să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului. Și peste 65 de ani, Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare că obosiți răbdarea oamenilor de mai obosit și pe a lui Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Am venit înspre dumneavoastră cu ceva emoții, ca de fiecare dată, și cu multă bucurie. Pentru că între frați sunt și prieteni. Și eu pe cei din Biserica Betel Arad îi consider ca fiind prietenii mei și doresc ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Am venit cu bucurie pentru că am ceva să vă dau în seara asta. Sunt posesorul unei vești bune pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. Acum, cu ocazia sărbătorilor de naștere a Domnului, citind în Sfânta Scriptură, mi s-a legat inima de un verset, de acea asigurare sau recomandare a îngerilor care cântau deasupra cerului din Betleemul lui Iuda și spuneau păstorilor, nu vă temeți, iată că vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu am pentru dumneavoastră o veste bună și Dumnezeu să ne dea bucurie în seara aceasta. Știți, oamenii așa sunt creați de Dumnezeu să socializeze, să comunice, au dorința spre a fi informați. Și pentru ca informația asta să circulă, se alocă sume uriașe, există o artă a comunicării. Pentru ca informația aceasta să circule în statele civilizate, presa este o mare putere. Oamenii sunt doritori de a ști, de a cunoaște și mai ales de a auzi vești bune. Știți, când Samuel a fost trimis în cetatea lui Betleemului ca să-l ungă pe David împărat, bătrânii au ieșit înainte înspăimântați și l-au întrebat pe Samuel, ce vestește această venire a ta?
totul este bine? Și Samuel spune, am venit să aduc o jertfă. Venirea mea este bună aici la voi. Am venit ca împreună să aducem o jertfă Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Eclesiastul spunea în capitolul 1, versetul 8, că ochiul nu se mai satură privind și urechea ascultând, auzind. Străinii și grecii din Atena, spunea Pavel în Fapte, capitolul 17, că nu aveau alte preocupări decât voiau să audă ceva nou. Pentru că, repet încă o dată, oamenii vor informații, oamenii își doresc vești. Și pentru seara aceasta am o veste bună. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, privind la vestea care au adus-o îngerii, eu m-am aplecat în Sfintele Scripturi și am mers la originea prorociei. Și m-am uitat la contextul în care a fost dată această prorocie și se întâmpla în vremea împăratului Ahaz, un împărat despre care Biblia spune că n-a făcut ce place Domnului. Un împărat care în istoria lui Iuda este cotat ca cel care a luat tezaurul țării și l-a trimis la împăratul Asiriei spre a-și asigura protecția. Ahaz este împăratul care, ducându-se la Damasc, a copiat fidel altarul de închinare de acolo și a înlocuit altarul din casa lui Dumnezeu, lucru care nu era bun și plăcut lui Dumnezeu. Iar mai târziu Ahaz a închis cu totul ușile casei Domnului. Asta a fost domnia lui Ahaz. Și când asistăm la această degradare a vieții religioase și a vieții morale, vom observa implicit pedeapsa lui Dumnezeu. Apare o nesiguranță socială și militară, că dintr-o dată doi împărați fac o coaliție și se duc să spargă, să cucerească, să bată Ierusalimul. Ahaz, când aude vestea aceasta, tremură și tot poporul din Ierusalim tremură cum tremură copacii când îi bate un vânt puternic. Iar în momentul ăsta intervine bunătatea lui Dumnezeu. În momentul ăsta intervine Dumnezeu prin prorocul Isaia, care aduce pentru cei din Iuda o veste bună. Pentru că El nu ne face după păcatele noastre, spunea psalmistul, nu ne răsplătește după faptele noastre, ci El le îndepărtează de la noi. Și vine prorocul Isaia și dă o veste bună pe termen scurt împăratului Ahaz. Și spune, nu te teme de aceste două cozi de tăciune care fumigă, care vin ca să-ți bată Ierusalimul, lucrul acesta nu se va întâmpla. Fii liniștit și să nu ți se moaie inima. Dacă vreți, asta e urarea care o am eu așa pe termen scurt pentru biserica din Betel. Hai să spunem că urarea asta se țină măcar în anul 2016. Doresc ca Domnul să vă dea liniște, Domnul să vă dea pacea Lui, Domnul să vă dea binecuvântare, că în versetul 21 vorbea de belșug, de smântână și miere. Și Domnul să vă dea bucata de pâine în fiecare zi în anul acesta. E o urare pe termen scurt, cu nădejdea că la anul ne-o întâlni iarăși. Dar vine cuvântul Domnului și mai face o veste bună. De data asta vestea îi pe termen mai lung. Și după ce vorbește de protecția și după ce vorbește de binecuvântarea țării lui Iuda, îi spune lui Ahaz, vă mai da însăși Domnul un semn. Iată semnul pe care îl dă Dumnezeu. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tâlmăcire înseamnă Dumnezeu este cu noi. Este urarea mea pe termen lung pentru voi. Fie ca Domnul toată viața să fie cu voi și fie ca voi toată viața să umblați cu Dumnezeu. Amin. Dragii mei, vorbind de această veste bună, unii v-ați întâlnit de mai multă vreme cu ea. Ați auzit-o și vă bucurați. Iar pentru unii s-ar putea ca vestea asta să vină în contact cu ei pentru prima dată în seara aceasta. De ce spun că e veste bună? Că e evanghelizare. Și evanghelizarea înseamnă veste bună. Și că Dumnezeu a adus vestea aceasta pentru noi. Care e vestea asta? Că Dumnezeu pune în aplicare planul Lui de mântuire făcut de la înainte de întemeierea lumii. Că Dumnezeu pune mecanismul ăsta în mișcare, în lanțul cinematic, parcă mișcă roțile astea. Dumnezeu mișcă cerul și pământul, îngeri și oamenii pune în mișcare și aduce
la îndeplinire planul pe care l-a făcut el, cum spunea Pavel, că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele. Mulțumim Domnului pentru planul acesta. Vestea bună era că Fiul lui Hristos venea din cer, se întrupa în Fecioara Maria și se făcea urzitorul unei mântuiri veșnice. Și iată ce spune cuvântul Domnului în Isaia, vrem să citim în capitolul 61, legat de vestea aceasta bună. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numit terebința neprihănirii, un sat al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Vestea bună care ne-o dă Dumnezeu pe termen lung este că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta, a murit în locul nostru, a suferit pentru noi, a plătit vinovăția noastră și prin credință în numele Domnului Iisus putem fi iertați, slăviți să fie Domnul. Asta e ca o ancoră a nădejdii, o numea Apostolul Domnului. E ca o funie puternică care ne leagă sufletul nostru prin credință de Dumnezeu, de cer, de împărăția cerurilor. Și funia asta, am spus eu, că are mai multe șuvițe, că funia împletită în trei nu se rupe, spunea înțeleptul Eclesiastul. Și în nădejdea aceasta avem prima șuviță, care vine cuvântul Domnului și spune: Duhul Domnului este peste mine ca să vindec pe cei zdrobiți. Știți că în jertfa Domnului Iisus Hristos, reținem un gând, când Hristos a murit în Golgota pentru noi, în jertfa Lui, El ne vindecă și sufletele, dar și trupurile noastre. Și vreau ca puterea Domnului de vindecare în seara asta să fie turnată peste adunarea Domnului. Noi trebuie să credem, asta e vestea bună, că în planul Lui de mântuire El se ocupă, ne vindecă inimile noastre, pe cei zdrobiți, pe cei apăsați, pe cei cu suflete bolnave, cu cei care aveți dureri în trupurile voastre, rog pe Duhul Sfânt în seara asta să ne vindece pe toți. Și luăm o a doua șuviță și spune: să vestesc robilor slobozirea, să dau drumul prinșilor de război. În jertfa Domnului Iisus, orice păcătos găsește eliberarea. Sunt oameni robiți de patim, de pofte, unul de tutun, altul de drogă, altul de alcool, altul de adulter, altul de hoție, altul nu scapă din jurături, pentru că el a legat diavolul cu patimile astea, cu poftele acestea. Dar a venit Fiul lui Dumnezeu și a spus: eu am venit să dau drumul prinșilor de război, am venit să vestesc robilor slobozirea. Și dacă în seara aceasta, aici prezente, sunt astfel de persoane pe care diavolul a legat cu păcate, cu pofte, cu dependență de păcat, rog pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să elibereze în seara asta, să ne dezrobească pe toți în seara asta și să ne dea slobozenia fiilor lui Dumnezeu. În al treilea rând, a treia șuviță din funia asta a mântuirii, din ancora asta, din vestea mare a mântuirii, vestea bună, este bucuria mântuirii. Am venit ca celor întristați din Sion să le dau bucurie. În locul cenușii se pun o cunună împărătească, în locul unui duh mânit se pun o haină de laudă înaintea lui Dumnezeu. Poate ai venit în seara asta plin de tristețe, cu sufletul doborât de întristare. Ai venit în locul acesta mâhnit cu disperare că la problema ta nu mai există rezolvare. În seara asta vreau ca Domnul să-ți umple inima de bucurie. Și dacă ai venit trist, ai venit plângând, și ai venit supărat, și ai venit cu depresie, și ai venit cu descurajare, să pleci cu inima întărită în Domnul și plin de bucuria mântuirii. Doamne, dă-ne și nouă bucuria asta. Asta e vestea bună pe care v-am adus în seara asta. Vestea bună pe care o cântau îngerii în corul lor de deasupra Betleemului. Că în Domnul nostru Iisus Hristos avem nu numai mântuirea sufletului, dar avem și toate aceste bucurii pe care le arăta profetul Isaia. Frații mei,
Ca să ajungă la voi vestea asta bună, eu m-am cheltuit puțin, că am venit de la Suceava. Voi cei din Arad v-ați consumat mai puțin decât mine, dar cineva s-a cheltuit mult, cineva a plătit mult, ca planul acesta de mântuire să ajungă la voi cei din Arad, cineva s-a cheltuit și acesta e Domnul Dumnezeu, despre care spunea Ioan că așa de mult a iubit el lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vrei tu să crezi în seara asta în Fiul lui Dumnezeu? Vrei să crezi tu că prin credința în el, acceptând pocăința, botezul în viața ta, Dumnezeu îți mântuiește sufletul, te mântuiește de trecutul tău, te scapă de păcatul tău? Doamne, dă-ne tuturor credința aceasta! Și vestea aceasta bună, spuneam că Dumnezeu când a vrut să ajungă până la noi, a pus în mișcare și a trimis oameni, mesageri ai acestei vești bune. Tu ce vești porți prin Arad? Care veștile care te interesează, care le primești și care le dai mai departe aici, în adunare? Veștile bune Domnul ne aduce prin oameni. Și au fost oameni care au adus vești bune. Gândiți-vă ce se întâmplă la porțile cetății Listra. După ce acolo un olog este vindecat prin mâinile apostolilor Barnaba și Pavel, au spus oamenii de acolo în limba licaoniană că zeiul coborât la noi în chip omenesc, iar preotul lui Jupiter i-a adus la porți cununi și taur ca să aducă o ofrandă, o închinare acestor oameni. Și apostolul a sărit în mijlocul lor și a sfâșiat hainele și a spus: oameni buni, noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună. Ei erau mesagerii unei vești bune. Și noi la fel trebuie să purtăm veștile bune. Pentru că nu toate veștile care par bune oamenilor chiar sunt vești bune. Atunci când primim o veste bună de la un om, trebuie verificată. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Sta David odată și vine un om la el și ținea în mână țeasta lui Saul, fostul împărat. Și îi spune: împărate, l-am văzut pe Saul pe câmpul de bătălie, era rănit, dar mai avea încă viață, mai avea încă putere în el. Și atunci m-am dus și am tăiat capul și uite, ți l-am adus. Domnul ți-a făcut dreptate. Și se uita atent, poate David bagă mâna în chimir să-i dea doi țechini acolo pentru isprava lui. Știți ce a făcut David? L-a condamnat la moarte și a spus: asta nu-i veste bună. Odată doi alergători ahimați și cu cuș se întreceau printre lanuri ca să ajungă primul la David. Dar cineva îi spune unuia: mă, nu fugi că nu e o veste bună. Dar el a crezut că e veste bună. Dar când o primi vestea aceasta, împăratul David nu s-a bucurat. Nu toate veștile care par bune, toate veștile care le aduc oamenii ca fiind bune, sunt bune. De aceea noi trebuie să le cercetăm și Dumnezeu să ne ajute la asta. Dar tu însuți care mă asculți, fii din seara asta purtător de vești bune. Cât de frumoase sunt pe munți picioarele celor care vestesc pacea, să facă Domnul și din noi vestitori ai păcii. Mesagerii ai aceste vești bune au fost întotdeauna îngerii lui Dumnezeu. Și de-a lungul istoriei Dumnezeu a trimis oamenilor vești bune prin îngeri. Mi-aduc aminte de un om, prietenul lui Dumnezeu, care odată se plângea, se lamenta așa înaintea lui Dumnezeu și spunea: Doamne, sunt bătrân de acum, n-am niciun copil, robul meu Eleazar va moșteni toată averea mea. Și Dumnezeu îi vorbește și îi spune într-o noapte: uite-te la stelele cerului, așa de mare va fi sămânța ta. Un înger al Domnului îi aduce această veste bună. Odată Moise, pe când păștea oile lui soclusul, spune Biblia că o mâna turma dincolo de pustie, că noi de prea multe ori ne consumăm viața pe pământurile pustie, pe pământurile aride. Dar odată Moise, nu știu de ce, o mâna turma dincolo de pustie și acolo un înger al Domnului era într-un rug aprins. L-a strigat pe Moise. Moise s-a apropiat plin de frică și a strigat: Dumnezeu, scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este sfânt.
și vorbește cu Moise și îi spune: Moise, te voi trimite în Egipt înapoi. Te voi trimite ca un izbăvitor, am auzit plânsetul poporului meu și te trimit ca să îi izbăvezi din robia asta crudă. Era o veste bună pentru robii din Egipt. Dumnezeu folosește oameni, Dumnezeu folosește îngeri ca să aducă vestea bună. Aduceți-vă aminte de naufragiul lui Pavel când mergea el spre Roma. Cum 14 zile oamenii ăștia au crezut că mor. N-a dormit niciunul, n-a mâncat niciunul. La un moment dat, în a 14-a zi, se ridică Pavel în picioare și le spune: oamenilor, fiți pe pace. Un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc eu mi s-a arătat azi noapte și ne-a spus că nu vom pieri niciunul. Cât de mult efort face Dumnezeu ca vestea aceasta a mântuirii, a împăcării omului cu Dumnezeu să ajungă la tine. Domnul pune cântăreți pentru asta. Domnul cheamă predicatori pentru asta. Domnul mișcă din ceruri îngeri și îi aduce până la tine. Și prin Duhul Sfânt aduce vestea asta bună, că toată Scriptura de fapt e însuflată de Duhul Sfânt. Și în Scriptura asta, pe care noi de multe ori n-o citim și o neglijăm, și să ne ierte Domnul pentru asta, dar în Scriptura asta există vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu. Prin darurile profetice, Dumnezeu vorbește oamenilor. Acum o săptămână eram în lunea cealaltă, în biserica din Betania și biserica din Albin, din Cluj, și acolo era un grup mare de frați surdomuți. Au cântat, au predicat, erau și de la noi și la noi în sat sunt, dar cu vreo lună, cred că în urmă, în biserica Albin a fost un astfel de botez. O participa și un prezbiter de la noi din adunare, că și de la noi din sat a fost cineva acolo. Și frate a întrebat: dar ce v-a făcut de veniți la adunarea noastră ca să luați botezul? Și unul din frații aceia care au venit la adunare a spus: eu nu știam nimic de voi, lor le-i greu. Ne-a explicat cât e de greu să stai în adunare, să n-auzi nimic de ce se spune. Reține, să n-auzi nimic din ce se spune și să nu poți vorbi cu nimeni. Dar spunea unul din frații aceștia: într-o noapte a venit un înger al Domnului la mine, m-a suit din locul în care stau, m-a suit în autobuzul 28, m-a dus două stații, m-a coborât, m-a adus până la ușa adunării și mi-a spus: intră aici, aici trebuie să primești botezul și eu te voi boteza cu Duhul Sfânt. Asta a fost sâmbătă seara. Duminică dimineață omul ăsta surdomut s-a îmbrăcat, a luat autobuzul 28, au mers două stații, îmi povesteau frații, eu nu știu pe unde trece 28-ul, au ajuns în adunare și au vorbit cu frații și acum luase botezul. Sunt nenumărate cazuri în care îngerii Domnului coboară. Dumnezeu însă vorbește omului când într-un fel, când în altul. Iov, capitolul 33. Dar omul nu ia seama. Îi vorbește prin vise, prin vedere de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, ca să le abată sufletul de groapă și viața de loviturile săbii. Dumnezeu are îngeri care vorbesc. Dumnezeu are oameni prin care vorbește. Dumnezeu are darurile profetice prin care vorbește. Nu uitați că și lui Iosif i s-a arătat un înger în vis când a trebuit să ia pe pruncul și să fugă departe în Egipt. Nu uitați că prin profeție Domnul a dat vești bune celor flămânzi din spatele Samarie, de după ziduri care mureau de foame. Am predicat nu de mult de aici. Dumnezeu prin Elisei a dat o veste bună: mâine la poarta cetății se va vinde floare de făină. Ăsta e Dumnezeul nostru, fraților. Și vestea asta bună a mântuirii a ajuns în seara asta la tine. Și tu mă asculți. Și eu am o întrebare, de fapt, e cea mai importantă întrebare care o am pentru tine în seara asta. Că vorbim de vestea mântuirii, vestea bună, ea nu e doar o simplă informare. Cum a spune eu, domnule, o nins în Africa. Ei, cum ne ajută așa, nu strică, nu? Ce mă interesează, mini o nins în Africa. Dar eu am o veste bună care te afectează și pe tine. Am vorbit de vestea bună din perspectiva lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a făcut un plan, cum l-a adus la împlinire, cum și-a făcut Dumnezeu partea lui și cum vestea asta a ajuns la urechile tale. Acum întrebarea mea, am să o repet de mai multe ori în seara asta ca să nu-ți dau pace. Am să o repet de mai multe ori ca să nu poți să stai liniștită pe bancă. Dacă vestea asta bună a mântuirii a ajuns până la tine în seara asta,
tu ce faci cu vestea bună? Ce ai de gând să faci cu ea? Pentru că Dumnezeu și-a făcut partea lui, iar tu ca să intri în planul de mântuire, trebuie să faci și tu ceva, să beneficiezi. Și în continuare voi vorbi de raportări diferite ale oamenilor la vestea bună adusă de Domnul. O primă grupare sunt oamenii care au crezut-o, au beneficiat-o, au primit-o, au profitat de ea. Și tare aș dori ca tu să fii unul din aceștia. Amin. Vorbește Sfânta Scriptură că a venit vestea bună la păstorii din Betleem. Ei s-au uitat unul către altul și au spus, hai să mergem, să vedem dacă ce ni s-a spus este așa. Și tu ești aici, că te văd. Tu ești aici în adunare. Ai venit să vezi. Și păstorii ăștia s-au dus, au găsit pe prunc, au găsit pe mama pruncului și spune Biblia că s-au bucurat foarte mult. Mi-aș dori ca în seara asta și tu să-L întâlnești pe Domnul aici în adunare. Dacă tot ai venit să-L vezi, dacă ai auzit ceva de Betel Arad, dacă ai auzit de ceva de adunarea de pocăiți și ești aici, aș vrea ca Domnul prin Duhul Sfânt să-ți dea bucuria întâlnirii cu El. Au plecat acești păstori, au verificat, ca și iudeii din Berea, ei credeau cuvântul, dar mergeau acasă și îl cercetau ca să vadă dacă ce li se spune este întocmai și se bucurau de cuvântul acesta. Mergem cu gândul la Maria, mama Domnului Iisus. Eu de multe ori m-am pus în situația ei. Vine un înger din cer, un arhanghel, și spune, eu sunt îngerul Gavril, eu sunt aducător de vești bune. Am venit la tine, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare cinste. Iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un copil, el va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și Maria era singură, era o fecioară curată și tânără, nu cu multă experiență. Și Maria are o întrebare, o nedumerire în sinceritatea ei. Întreabă, cum se face lucrul acesta, că eu nu știu de bărbat? Și îngerul spune, Duhul Sfânt se va coborâ, te va prea umbri, că Sfântul care se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu. Și o văd pe Maria îngenunchiată și văd cerul așteptând verdictul. Parcă tot planul lui Dumnezeu depinde acum de o tânără fecioară. Parcă văd îngeri și arhanghel și îl văd pe Dumnezeu în cer, așteptând răspunsul lui Maria. Și Maria nu-i cu mama, și Maria nu-i cu tatăsul, și nu-i cu păstor, și nu-i cu comitet, și nu poate trimite un bilet. Dar Maria pleacă capul în jos și spune, iată roaba ta, facă-mi-se după cum tu voiești. Și deodată cerul izbucnește în sărbătoare, deodată se aud strigăte de biruință. Planul lui Dumnezeu se poate aduce la împlinire, căci nevinovata și curata fecioară Maria o acceptat voia lui Dumnezeu. Eu mă întreb în seara asta, tu vei accepta voia lui Dumnezeu în viața ta? Vei spune ca fecioara Maria, facă-se Doamne după cum voiești tu, eu sunt roaba ta care ascult în totul. La un sutaș cucernic din Cezarea, pe când se ruga Domnului, vine un înger și îi spune, trimite la Iope, acolo locuiește Simon, la unul Simon Tăbăcaru, trimite, îl cheamă și el îți va spune tot ce trebuie să faci. Și Biblia spune că de îndată sutașul ăștia au luat doi ostași cu cernici și i-o trimis și i-o spus lui Petru, nu preceda să vii până la noi. Și când a venit Petru, se aruncă înaintea lui și spune, noi suntem înaintea lui Dumnezeu, să ne spui tot ce îți va spune Dumnezeu ca să ne vorbești. El a primit vestea asta bună, care a venit prin Îngerul Domnului și a profitat de ea și s-a bucurat de ea. Și iar te întreb pe tine care mă ascult, tu ce faci cu vestea bună care o auzi în seara asta de la mine? Care o auzi de la frați? Poate pentru prima dată, sau pentru a nu știu câta oară. Recent în genunchiat am primit de la Domnul numai titlul unei predici. N-am făcut predica, încă nu m-am gândit la ea. Și titlul spunea așa, nu irosi ultima șansă. Unora Dumnezeu le dă ultimatum. Unora din voi poate Dumnezeu le vorbește pentru ultima dată în seara asta. Ce ai să faci tu cu vestea asta bună? Sunt oameni în Scriptură care au profitat de ea. Mă gândeam la un cerșitor în Zdremță,
la Bartimeu, fiul lui Timeu, care sta în colbul din marginea Ierihonului. Și el a auzit o veste, dar o veste bună pentru el, că acel predicator tânăr și itinerar, acel om de care știe să facă minuni, acel om va trece pe strada unde cerșesc eu. Și a început să strige din răsputeri: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și îl certau. Oamenii spunem, îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Știți ce s-a întâmplat? Hristos lui Dumnezeu s-a oprit în dreptul lui, l-a chemat. El și-a aruncat haina și-a lepădat zdreamța și Domnul o vindeca de boala lui. Aș dori în seara asta să profiți de faptul că Domnul e aici. Vestea bună că Hristos e între noi, făgăduința lui din Matei 18:20, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Hristos Domnul este aici. Dacă ești bolnav, atinge-te de poala hainei lui. Femeia cu scurgere de sânge spunea: dacă aș putea să mă ating de poala hainei lui. Și în momentul când s-o atins de Domnul, din Domnul ești o putere care o vindecat-o. Dacă ai necazuri, probleme, neînțelegeri cu soțul, cu soția, cu copiii sau cu părinții, în seara asta aici, profită că trece Iisus prin cetate, vorba poetului din cântare. Ce ai să faci oare cu vestea bună pe care ai auzit-o până acum sau care o auzi pentru prima dată în seara asta? O categorie de oameni sunt aceia oameni înțelepți care au profitat de ea, au beneficiat de vestea asta bună și au făcut partea lor în planul lui Dumnezeu. Și acum așteaptă răsplătirile. Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. Dar mai există o categorie de oameni care n-au beneficiat de jertfa, de vestea asta bună, pentru că au neglijat-o. Unii, prin necredință. Vorbeam adineaori de foame din Samaria, că m-a marcat când citeam Scriptura, de tragedia ce se consuma între zidurile alea ale cetății Samaria. Și vorbeam de vestirea lui Elisei care vine și spune, așa parcă senin, mâine la poarta cetății se va vinde o floare de făină cu o iefă de floare de făină cu un sticlu. Și acolo era un călăreț și a spus, nu se poate. Dumneavoastră, ce spune, s-a putut? S-a vândut floare de făină? Și călărețul ăla a mâncat, mult s-a săturat? Nici n-a gustat din făină, știi de ce? N-a crezut. Și a spus Elisei, vei vedea, dar nu vei mânca pentru că n-ai crezut. Eu sunt aici ca să trâmbițez, sunt aici ca să aduc o veste bună, că prin jertfa Domnului Iisus căpătăm iertarea de păcate. Sunt aici să vă spun că există o iertare, sunt aici să vă spun că există o moarte, dar există o înviere și o judecată și că omul va fi chemat să-și dea socoteala de faptele lui. Mă crezi? Unii au dat dovadă de necredință și au neglijat vestea asta, au pierdut-o și n-au beneficiat. Dacă vreți alt exemplu din Scriptură, 5 cetăți din câmpie sunt condamnate cu distrugere. Sodoma, Gomora, Adma, Țeboinul și Țoarul. Trebuiau să fie distruse. Țoarul a scăpat, că s-a rugat Lot, lasă-l ca să intru până în ea. Dar Sodoma, Gomora, Adma și Țeboinul au fost distruse. Erau păcate oribile acolo. După ce fug oamenii moderni acum, homosexuale și altele, erau acolo, păcatul lor s-o sui până la cer. Și Dumnezeu nu mai putut răbda, că Dumnezeu nu mai poate răbda mult nici păcatul Europei și a Americii și a omenirii astea ultramoderne. Că păcatul ăsta se ridică ca o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Păcatul ăsta strigă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis acolo niște oameni să o nimicească cetatea. Dar se duce în Gomora și pentru o casă anume, pentru o familie, are o veste bună. Și îi spune, Lot, tu ieși afară. Tu cu nevasta, fete, gineri, ce mai ai aici? Ieșiți afară că Dumnezeu nimicește cetatea asta. Până la urmă, nimicirea nu era o veste bună. Era o pedeapsă pentru păcat. Dar pentru familia lui Lot, era o veste bună. Și parcă îl văd pe Lot, nu știu, era mai tânăr sau mai în vârstă. Probabil era mai în vârstă, după cum arată istoria. Îl văd că se duce pe altul la nevastă. O venit îngerește ăștia, sunt îngeri care vezi.
Ăștia care vezi aici sunt îngeri. Ei sunt trimiși cu o misiune specială. Ei vor face să cadă foc și pucioasă. Și gropile cu smoală din vremea lui Chedar la Omer vor lua foc și ele. Și va arde cetatea. Noi trebuie să fugim repede. Și-o fugi la fete, și-o fugi la gineri. Probabil că avea și nepoți. Hai îmbrăcați-vă să plecăm. Și Biblia spune că ginerul lui Lot credeau că glumește. Și nu vreau, Domnule, să ies afară. O ieși numai Lot cu nevasta și două fete. Și nevasta prinsă de curiozitatea ei, o înturna capul, a rămas stană de piatră acolo. Și din toată ce familia lui a ieșit Lot cu două fete, pentru că ceilalți n-au crezut. Eu vorbesc de o judecată iminentă a lui Dumnezeu. Eu vorbesc că toate lucrurile converg, merg într-o aceeași direcție. Că parcă sfârșitul se accelerează tot mai mult din zi în zi. Eu vorbesc de o mânie a lui Dumnezeu care o să cuprindă pe toată omenirea. Eu vorbesc de un cer și un pământ care vor trece cu foc și pucioasă, cu trupuri cerești care se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Crezi? Tu crezi? Și apoi vine cuvântul Domnului și spune în Evrei capitolul 4 cu versetul 2, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-au găsit credință. Mă rog Domnului astăzi să ne dea credință, amin? Vestea bună e în auzul urechilor tale. Ești aici ca să mă auzi pe mine cu vestea bună. N-am adus-o de la Suceava eu. Vestea asta zbura un înger cu o evanghelie veșnică prin mijlocul cerului. Vestea asta bună a iertării oamenilor îi aduse din cer de la Dumnezeu. Unii au profitat de ea, au beneficiat, s-au împăcat cu Dumnezeu și spuneam așteaptă răsplătirile. Dar alții au neglijat-o prin necredința lor. Sau dacă vreți, prin comoditatea lor, prin faptul că au amânat-o. Au amânat-o. Unii din voi știți că pocăința e bună și probabil că v-ați și hotărât să vă pocăiți, dar nu în seara asta, să văd eu mâine seară. Poate vine un predicator mai bun sau mai am eu ceva de făcut și la urmă am să mă pocăiesc și eu. Știți povestea din Scriptură cu broaștele lui Faraon, care o amânat încă o seară și nu mai spun nimic de acelea. Dar știu de oamenii din Areopagul, din Atena, când vorbea Pavel despre lucrurile care le va aduce Dumnezeu. Unii au spus, asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Și altă dată nu a mai fost niciodată. Sau dacă vreți, odată Pavel vorbea cu Felix și vorbea de judecată, neprihănire și înfrânare. Și când a vorbit de lucrurile acestea, de data asta a îngrozit, Felix a spus, Pavel, destul, destul, te-o asculta și altă dată. Și altă dată a fost niciodată. Omul ăsta n-a mai primit harul iertării și nu a mai primit mântuirea pentru că a spus ai să continui predica altă dată. Sunt oameni care au boala asta, de fapt e o amăgire a vrășmașului care ne amăgește prin a amâna o decizie bună, o faptă bună, o vorbă bună, o hotărâre bună, care știm că e bună și trebuie să o facem, dar nu o facem chiar în seara asta. Oi vedea eu și mâine seară cum o fi, oi vedea eu duminică seară cum o fi. Știu că sunt tineri care s-ar hotărâ pentru pocăință, dar nu o fac chiar acum. Iar asta este o metodă de amăgire a vrășmașului. Unii au neglijat vestea asta bună și n-au vrut să profite de ea. Iar alții au stat de-a dreptul nepăsători. Matei 22 spune că un mare împărat a făcut nuntă la ficiorul său. Și în ziua nunții o trimis pe rob să spună, toate sunt gata. Pentru cei invitați poftiți la nuntă. Dar ei, fără să le pesă, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui, altul la negustoria lui. Sunt oameni tare nepăsători. Cum poți fi nepăsător cu sufletul tău, cu veșnicia, cu viața și cu moartea? Astea nu sunt lucruri de făcut glume, nu sunt lucruri de amânat. Nu poți să spui, nu mă interesează, pentru că toți ne-am înfățeșa înaintea judecății lui Dumnezeu. Cei păcătoși vor primi o pedepsire veșnică, iar cei drepți în fața tronului lui Hristos vor primi răsplătiri veșnice. Acolo vreau să fii și tu. Acolo vreau să fiu și eu cu cei dragi ai mei.
Vorbind de vestea asta bună, te întreb încă o dată, tu ce faci cu ea? Imediat eu termin predica și vei pleca acasă. Ce ți-ai pus de gând să faci cu vorbele care le-ai auzit? Cu vestea bună care ai primit-o în seara asta, posibilitatea iertării de păcate și împăcarea ta cu Dumnezeu. Unii au profitat de ea, iar alții au neglijat-o, prin necredință, prin nepăsare, prin amânare, să nu fii și tu din acela. Ei, unii s-au împotrivit, de-a drept împotrivitori. Au venit la Ierod niște maici și au spus, unde este împăratul născut de curând? Pentru că i-am văzut steaua pe cer și când au auzit Ierod zicerea acestor înțelepți din răsărit, spune Biblia că Ierod s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Dar de ce s-a tulburat la o veste bună? S-a născut un împărat în Iudeia, Mesia, cel așteptat de veacuri. De ce te-ai tulburat așa de tare, Ierod? Omul ăsta a fost atacat în mândria lui. El era împărat, el era întâiul, era primul. Și avea o puternică dorință de întâietate. Și dintr-o dată se vedea cu tronul uzurpat. Vedea că este un alt împărat. Știți ce a făcut omul ăsta? O dat porunca ca în împrejurimile Betleemului, toți prunce, toți copiii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, să fie omorâți. Poruncă care a fost împlinită. Căci Rahela își jărea copiii și nu voia să fie mângâiată. Cine te-ar putea mângâia ca mamă să vină unul să smulgă copilul din brață și să-l ucidă cu sânge rece în fața ta? Omul ăsta a auzit vestea bună de la magi veniți din răsărit și el a crezut că cel mai bine e să se împotrivească și să o împotrivit, dar o intra sub incidența judecății lui Dumnezeu. Odată merge apostolul Pavel, ajunge prin Efes și predică de împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii și le face cunoscut la oamenii din Efes o taină, că neamurile sunt părtașe la același har ca și evreie, și că Dumnezeu primește și români, și că Dumnezeu primește și din Asia și din Efes, primește la mântuire ca și pe evrei, și unii cred și se pocăiesc. Dar unul, cu numele de Dimitrie, își cheamă colegii de breastră și spune, voi știți că câștigul nostru atârnă de meseria noastră, că noi facem Dumnezei chipuri cioplite și temple la zeița Diana. Și uite, a venit Pavel ăsta și uite învățătură, o umplut Efesul și pierdem ciubucul, pierdem banii, nu ne mai zurne argintul în buzunar. Ce facem? Ne împotrivim la vestea asta bună. Noi nu avem nevoie de vestea asta bună, că ne pierdem banii și câștigul. Unii nu se pocăiesc să nu-și piardă funcția, alții nu se pocăiesc să nu-și piardă câștigul, că un pocăit trebuie să fie cinstit, dar ei nu știu că binecuvântarea Domnului îmbogățește. Dacă ar afla secretul ăsta, s-ar pocăi în seara asta. Dar unii se împotrivesc, alții se împotrivesc fiind posedați de un duh drăcesc. Când Pavel sta de vorbă cu Sergius despre împărăția lui Dumnezeu, era acolo un proroc mincinos, Bar Iisus, care se împotrivea. Și Pavel, când a văzut, s-a ridicat împotriva lui și i-a dat o sentință, vei rămâne ori până la o vreme, că tu sucești căile drepte a lui Dumnezeu. Unii se împotrivesc la vestea bună a mântuirii pentru că au o posesie demonică. Diavolul care a pus stăpânirii pe dânșă nu le place să audă de împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. Ăla care e prins de un duc de beție va face glume, se va împotrivi. Ăla care are alte păcate și e stăpânit de forța asta demonică. Am întâlnit în timpul slujirilor oameni care s-au manifestat foarte violent, oameni care s-au manifestat ciudat, oameni care au căzut jos în leșin când Evanghelia a ajuns la urechile lor. Diavolul din ei nu lăsa, că este o posesie demonică. Aș dori în această seară, dacă sunt astfel de oameni aici, să îi elibereze Domnul prin puterea Duhului Sfânt. Și să nu te împotrivești veștii bune a Evangheliei care ajunge până la tine. Alții se împotrivesc datorită plăcerilor păcătoase la care nu poți să renunțe. Ciudat e versetul din Marcu 6 acolo când vorbea de Ierod și Ioan Botezătorul. Că Ioan Botezătorul, Ierod îl ocrotea pe Ioan Botezătorul, îl asculta cu plăcere și nu știa ce să creadă despre el. Dar a venit o zi când Ierod o tăia capul lui Ioan Botezătorul. Pentru că Ioan Botezătorul, de parcă n-ar mai fi avut alte subiecte de predică.
nu era parcă deloc delicat. Povesteam eu odată de tipul de predicator al lui Ioan Botezătorul din Matei capitolul 12. A venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic că are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un mâncătios și un băutor, prieten cu vameșă. Folosea Domnul două tipuri de predicatori. Îl folosește pe Ioan Botezătorul ascet, nesociabil. Ăsta nu e masa cu tine în restaurant, ăsta stă în pustie, mănâncă lăcuste, ăsta incens cum incens el, are niște predici, parcă îi spune, pui de năpârci, ce ne vom învăța să fugiți de mânia viitoare, știi? Parcă predica lui de mângâiere e din Matei 3 cu 10, iată că sabia și-a fost înfiptă la rădăcina pomului. Asta e tipul de Ioan Botezătorul, are Domnul și din ăștia, să știți. Și povesteam cu un prieten de-al meu, a fost în America, un bun predicator și un vas de lucrare. L-a folosit Domnul mult în lucrarea asta. Dar nu mi-a spus el, un altul care era părtaș acolo, mi-a spus, măi, uite, a venit fratele și nu-i spun numele, un sucevean de acolo, și era o seară de rugăciune și s-a ridicat, frate, mi-a arătat Domnul că îți mai trebuie răbdare. La unul, Domnul mi-a arătat că vrea să te pun într-o lucrare. La altul, Domnul mi-a arătat că ție îți mai trebuie mai multă îngăduință. Și spunea că a venit o soră cu niște unghii mari, așa, mari lăcuite, și a venit în fața lui, dar și-a arătat unghii. Frate, nu ți-a arătat Domnul mie? Ce nu mai trebuie? De asta am crut în sprâncene și spune, ți-ai o unghieră, îți mai trebuie. Sunt tipuri de Ioan Botezătorul, ăștia predică, ăștia n-au mănuș niciodată la amvon. Ei bine, și de parcă Ioan Botezătorul nu mai avea ce predica, cum îl vedea pe Irod, striga la el, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Și-o strigat odată și de 100 de ori o strigat. Ăsta e Ioan Botezătorul. Dar plăcerile păcătoase l-au făcut pe Irod să stea în cumpără. Pe de o parte era adevărul lui Dumnezeu, era conștiința pusă de Dumnezeu. Pe de o parte era irodiada, cumnată sa cu care trăia. Și până într-un final, plăcerile păcătoase au câștigat, au avut câștig de cauză. Și pe o tepsie, capul lui Ioan Botezătorul a fost adus înaintea lui Irod și înaintea mesienilor. Acolo predicam odată, nu vă înjugați la un jug nepotrivit, că sunt mai multe pericole. Unul din pericole este influența negativă. Ce-i trebuie, mă, la o fată de 18 ani capul lui Ioan Botezătorul? Ce să facă cu el? Era sadică? Nu, dar mamă s-a influențat-o. Vedeți dumneavoastră, unii oameni aud vestea bună a împăcării cu Dumnezeu. Aud vestea bună a mântuirii, cum au și tu în seara asta. Și dă-mi voie să te întreb încă o dată, tu ce vei face cu vestea asta a mântuirii, pe care ai auzit-o în seara asta de la amvonul bisericii? Că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Că Dumnezeu aruncă păcatele tale în adâncul mării și nu-și mai aduce aminte de ele. Că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, să dea Domnul să ne pocăim. Unii spuneau, o profita de ea. Alții au neglijat-o prin necredința, nepăsarea sau amânarea pe care au avut-o. Iar alții s-au împotrivit. S-au împotrivit datorită mândriei lor, a poziției lor. S-au împotrivit datorită câștigului pe care credeau ei că îl pierd. S-au împotrivit datorită unor duhuri care poseda sau unor plăceri păcătoase. Eu m-aș pocăi, dar nu pot renunța la nu știu ce. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne pocăim mai bine. Și dacă asta a fost motivația împotrivirii, oamenii ăștia au și metode. La început e o ironizare. Pe când Domnul vorbea de văduva aceea care o dat foarte mult și vorbea de binefacere, spune în Luca, dar fariseii care erau iubitori de bani, își băteau joc de Domnul. S-ar putea ca cineva să mă ironizeze și pe mine, nu știu. Eu mi-am făcut slujba cu scumpătate înaintea lui Dumnezeu. V-am vorbit din toată inima ca unor prieteni ai mei și ca și cum aș fi trimis de Dumnezeu și ca și cum prin mine v-ar îndemna Dumnezeu. Oameni buni, împăcați-vă cu Dumnezeu, vă rog frumos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Am venit ca să vă aduc vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu. Și unii instigă la violență. Au venit fruntașii și au atâțat pe femeile cu cernice.
unii din pismă și știa că din pismă fac lucrul acesta, îi instigă, el tace, dar șoptește la ureche, nu e chiar așa, ăsta vorbește, sunt oameni din el. Alții sunt de-a dreptul violenți. Și gândiți-vă că deaconul Ștefan, un băiat tânăr și plin de Duhul Sfânt, cu față de îngeri, a fost omorât cu o ploaie de pietre din cauza unor oameni cărora nu le-a plăcut vestea bună pocăință. Eu închei, dragii mei, predica din seara asta. Am vrut să vă spun că îmi sunteți prieteni, că am venit la voi cu o veste bună, că ceea ce spuneau îngerii păstorilor din Betleem, vă spun în seara asta, nu vă temeți, v-am adus o veste bună. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a plătit păcatele noastre. Prin credință în El vom căpăta mântuirea și ne-om asigura o veșnicie binecuvântată. Dumnezeu s-a făcut om ca să ne îndumnezeiască pe noi oamenii de aici din Arad. Slăvit să fie numele Domnului! În încheierea predicării mele aș vrea să vă spun încă un verset, Ioan 14, spunea Domnul Iisus ucenicilor așa: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Dumnezeu să ne ajute, amin. În încheierea veștii acesteia bun, vă spun că Dumnezeu ne-a făcut o făgăduință. El s-a dus să ne pregătească un loc. Și aș vrea ca în locul acela pregătit să încap și tu și să fiu și eu, cu familia mea și cu cei dragi ai tăi, să fim totdeauna împărăția lui Dumnezeu. Aș dori acum să ne ridicăm cu toți în picioare. În urma vestirii pe care v-am adus-o, roagă-L pe Duhul Sfânt să îți arate care este poziția ta față de Evanghelie, față de vestea bună care ai auzit-o. Și fii în categoria celor care s-au raportat corect. Oamenii care au crezut vestea, au acceptat-o, au verificat-o și au făcut partea lor și vor moșteni viața împreună cu cei sfințiți. Să ne ajute Dumnezeu și ne rugăm pentru aceasta, ca toți care sunt aici să ia decizii acum în seara asta de pocăință. Amin.